mâncați un kilogram de legume sau de fructe din acestea de care le-am spus acum și luați decât 300 de calorii. Și mâncați un kilogram, atenție, este foarte important. Salut, sunt Otto de la Miere TVO, iar astăzi s-a terminat săptămâna 12 din programul meu de slăbit Otto Slăbește sezonul 4. Urși mei, bine ați venit la singura transformare live în timp real în care punem clipuri în fiecare săptămână cu toate mesele pe care le-am avut și cu progresul meu, bineînțeles, ne cântărim la sfârșitul fiecarei săptămâni să înregistrăm progresul și este singura dietă apicolă din lume pentru că eu consum foarte multe produse apicole. După cum știți, eu am o afacere de familie cu produse apicole, albine, iar singurele mele suplimente sunt cele apicole pentru că sunt foarte, foarte bune și foarte sănătoase. Săptămâna aceasta a fost extraordinară, am tras niște cadre la sală, m-am pompat foarte bine, mi se pare că am pus foarte multă masă musculară, mușchii se văd acum mult mai bine, am și slăbit, este extraordinar cât de mult am reușit să mă schimb față de acum 2 ani când am început acest vlog. Din punctul meu de vedere este o transformare extraordinară, eu deja m-am cântărit, am văzut câte kilograme am, sunt foarte mulțumit, am reușit iarăși să slăbesc, este a 12-a săptămână consecutivă în care reușesc să slăbesc și totodată este cea mai ușoară perioadă de slăbire de când am început eu aceste vloguri. Veți vedea imediat și cântarul, dar până atunci trebuie să vedem toate mesele pe care le-am avut săptămâna aceasta, pentru că sigur sunteți curioși să vedeți ce am mai mâncat. Trebuie să vă luați doza de inspirație și de motivație din mesele mele, de a afla o grămadă de informații despre mâncărurile care sunt foarte slabe în calorii, să vedeți cât de bine arată mesele mele, cât de delicioase sunt și, bineînțeles, ce volum mare de care mănânc, tocmai pentru că mănânc mâncăruri care sunt foarte slabe în calorii. Așadar, dacă sunteți pregătiți și vreți să vă luați cea mai tare doză de inspirație și de motivație, haideți să intre mesele, să vedem tot ce am mâncat, să vedem ce mi-a pregătit șeful meu personal, ce mâncăruri gătite mi-a mai făcut și ce mâncăruri am mai făcut și eu, bineînțeles, pentru că și eu mai îngătesc din când în când. Îmi place foarte mult să-mi pregătesc micul dejun. Ok, haideți să nu mai lungim vorba, haideți să intre mesele și apoi să ne revedem aici cu cântarul și să tragem ultimele concluzii ale acestei săptămâni. Neața urșilor, începem a 12-a săptămână de slăbit cu o cafeluță îndulcită cu o linguriță de miere de rapiță și bineînțeles voi mânca și păstură. Suplimentul meu preferat pentru masă musculară are 30% proteină și este foarte bun. Îmi oferă o protecție la stomac și la ficat și ține foarte, foarte bine de foame. S-a făcut ora 11:30, iar prima masă a zilei o să fie o prăjitură cu brânză dulce și stafide și aici avem o banană. O să termin și cafeaua. Avem un rând din tava cu prăjitură. O tavă din asta de prăjitură mi ajunge 5 zile pentru că mănânc cam un rând de prăjitură pe zi. Este o prăjitură făcută în casă, v-am mai arătat-o și în alte clipuri. Brânza dulce este echivalentul brânzei cottage. Am folosit două capăcele de îndulcitor, n-are deloc zahăr și are foarte multă proteină datorită brânzii, datorită oului. Haideți să mâncăm și apoi să mergem la sală, să ne pregătim de sală. Hai să facem cel mai bun energizant din lume, frații mei. Avem pulpă de cătină cu miere de la noi, la Miere TVO, premium, 100% natural, uitați cam atât mi-am pus. Pulpa de cătină are de 10 ori mai multă vitamina C decât citricele, decât portocala, vă dați seama ce nebunie iese aici. O să-l fac cu apă minerală pentru că mi-așa îmi place și o să iau sticluța asta la sală pentru că îmi va da foarte multă energie, îmi va crește nivelul de testosteron, voi avea antrenamente mai puternice, voi fi foarte bine imunizat, voi fi foarte puternic și voi putea avea antrenamente mai lungi. Este gata, după cum vedeți, nu s-a amestecat încă pentru că mierea se dizolvă mai greu, trebuie să agităm foarte bine și apoi putem să-l consumăm. Dacă vreți să comandați și voi, intrați pe site-ul meu și faceți o comandă. Shadow turns to sun rays and I...
Uitați aici, urșilor, cătină cu miere, cel mai bun energizant natural. Nu uitați să consumați dacă vreți să fiți mari ca mine. S-a făcut ora 5, am venit de la sală, avem aici o ciorbă de dragavei. N-am mai vrut să mai pun carne, bine, asta mi-a scăpat, este o cărniță foarte, foarte mică, cred că are mai mult os. Avem foarte multe legume aici în ciorbă, ia uitați câte legume sunt. O să mănânc fără pâine ciorbița, mai mult zeamă așa, iar în locul cărnii, știți că de obicei mâncam două bucăți de carne la ciorbă, în locul cărnii avem aici patru cârnați, care sunt de fapt doi cârnați, cu două felițe de pâine integrală, din asta de secară, cu muștar nor, pentru că aveam poftă de spână trecută să mănânc niște cârnați buni și am dat rateu, iar desertul o să fie căpșuni, avem 500 de grame de căpșuni, jumătate de kilogram, foarte bune și ele. Astea o să le mâncăm după aia, o să le luăm sus. Uitați ce carne șmecheră au luat ai mei iarăși de la piață. Ia uitați aici cârnații cum arată până să-i fac. Uitați un pic. Cârnați afumați sunt extraordinar de buni. În sfârșit pot să mănânc și acum niște cârnați buni de calitate, pentru că aia de spuna trecută a fost foarte, foarte proști la gust. Și totuși să mă încadrez în calorii și așa, am renunțat la carne din ciorbă și în locul carne din ciorbă o să mănânc cârnații ăștia, da? Avem doi cârnați din aia lungi, i-am tăiat pe jumătate și cu muștar nor clasic, pentru că ăsta este cel mai bun muștar. Poftă bună vă doresc tuturor și ne vedem la următoarea masă. Am terminat de mâncat, a fost extraordinar, mi-a plăcut foarte mult și ciorba. Întotdeauna merge o zeamă fierbinte, așa caldă, pe o vreme friguroasă, ploioasă, cum este acum afară. Iar cârnații au fost demențiali, un pic picanți, încă le mai simt aroma. Sunt extraordinari, deci foarte, foarte buni. Nici nu se compară cârnații ăștia luați de la țărani cu cârnații din magazin. Sincer vă zic, sunt foarte buni, foarte aromați. Se simte carnea, carnea este, nu știu, mult mai gustoasă. Iar acum mă relaxez la laptop, avem aici desertul, căpșunile, 500 de grame și pot spune că am avut o masă extraordinar de mare, extraordinar de bună. Sunt full. Nici o masă fără fructe, fraților, nici o zi să nu treacă să nu mâncați fructe, pentru că ele sunt foarte bune. Avem aici 150 de calorii, căpșunile au 30 de calorii pe 100 de grame, au foarte puține calorii și, în general, fructele și legumele au foarte puține calorii. Dacă vreți să slăbiți și să nu mâncați puțin ca niște vrăbiuțe, vreți să mâncați mult, să aveți mese voluminoase de câteva sute de grame, de un kilogram, mâncați multe fructe și multe legume. Mamă, ce avem aici? Paste la cuptor cu brânză și cu stafide și cu zahăr vanilat. Bineînțeles, o grămadă de calorii sunt aici, urșilor, nu o să mănânc, o să vedeți ce o să-mi pregătesc, vă arăt imediat. Ok, așa arată masa mea, avem aici mazăre, mazăre are 80 de calorii pe 100 de grame și este foarte bună, are și ea proteină, avem multă carne de porc, din asta afumată, mușchiulez din ăla cumva, am arătat mai devreme. Este o carne slabă, este foarte bună, iar aici avem salată de sfeclă roșie, asta are 50 de calorii pe 100 de grame, am luat de la Lidl, uitați, am zis să vă arăt și pe borcan, al naibii dacă focalizează asta. Ok, vedeți, 50 de calorii pe 100 de grame, are puține calorii. Cu legumele nu ai cum să dai greș. De aceea vă zic mereu să mâncați multe legume. Eu o să mănânc fără pâine mazărea. Este ora 8:30, nu știu dacă v-am zis. Și aici avem minunăția asta care are o grămadă de calorii și care îmi face foarte mare poftă. Miroase foarte bine. Miroase a zahăr vanilat.
Dar v-am zis, nu voi mânca pentru că avem aici mâncarea mea. Este suficient de bună și mâncarea asta, credeți-mi. Am terminat, a fost super bun, a fost o porție foarte mare, m-am săturat, dar am poftă de ceva dulce. Haideți să plecăm de aici, să plecăm de lângă ispita asta, să mergem sus la mine și să vedem ce desert îmi iau. Ok, ca desert o să mănânc 2-3 lingurițe de cremă din asta de ciocolată, făcută cu miere și cu pudră de roșcove, pentru că este foarte bună, este foarte dulce, am poftă de ciocolată și lucrul acesta nu va da poftă să mănânc foarte mult. Nu este ca ciocolata să te facă să mănânci din ce în ce mai mult, să nu te mai poți opri. Pur și simplu, dacă mănânci 2-3 lingurițe din crema asta de ciocolată, este ar fi suficient, este foarte, foarte dulce și apoi voi bea foarte multă apă. Este foarte bună. Vă dați seama, nu e la fel de bună ca Snickers sau ca Nutella, dar se apropie foarte mult, undeva la 70-80%. Are gustul acela de ciocolată. Este foarte bună și foarte sănătoasă. Nu veți mânca până nu vă mai puteți opri. Aole, foarte groasă, am nevoie de ambele mâini. Puteam să mănânc și ciocolată. Am Snickers jos, am Bounty, am Mars, am ciocolată. Dar nu vreau să mănânc lucruri din acestea pentru că au foarte multe calorii și cu siguranță îmi vor da poftă din ce în ce mai mari și voi mânca din ce în ce mai mult și nu mai mă pot opri. Am rămas fără batoane proteice, de aceea mănânc cremă din asta de ciocolată. Mâine o să-mi vină comanda de batoane proteice din acelea barbells foarte bune de la Jim Beam. Am făcut o comandă de 3 milioane. Abia aștept să-mi vină să mănânc. Acelea au și 20 grame de proteină și sunt super. Însă o alternativă foarte sănătoasă și foarte bună, care nu vă va face să mâncați până nu vă mai puteți opri, este această cremă de ciocolată cu miere și cu roșcove, pe care o puteți găsi și pe site-ul meu www.mieretv.ro. Este foarte ieftină, veți mânca câteva săptămâni din ea, vă garantez, eu o am de foarte mult timp aici, o am de peste o lună și tot am terminat-o, după cum puteți vedea. Dacă aveam un borcan de Nutella, în două zile era gata. Și nu mai vorbesc de calorii, pentru că asta are 300 de calorii față de Nutella sau față de ciocolată, care are 500 de calorii, aproape dublu, da? Pe 100 de grame. S-a făcut ora 11:30 noaptea, iar pentru ultima masă de astăzi și totodată a patra masă de astăzi, avem un iaurt proteic mai acrișor, pe care îl voi mânca primul. Acesta are 130 de calorii și 200 de grame. Iar aici mai avem o budincă proteică, tot de 200 de grame. Aceasta are 150 de calorii și tot 20 de grame de proteină. Uitați cam așa arată. Budinca este senzațională, o să o mănânc după aia pentru că este foarte bună și foarte dulce. Prima dată o să mănânc iaurtul pentru că este mai acrișor. Avem în total 400 de grame de mâncare aici, 40 de grame de proteină și decât 280 de calorii. O să-mi dau geaca asta jos după mine pentru că am fost să le iau de jos, afară este foarte frig. Și o să mă relaxez uitându-mă la ceva, iar apoi ne adăugăm la somn. Bună dimineața, urșii mei! Nu mai scăpăm de frig, fraților. Este foarte, foarte frig, se pare că iarna s-a mutat în martie. Încep ziua cu o cafeluță Jacobs îndulcită cu o linguriță de miere de rapiță. Clasic, exact cum încep fiecare dimineață. Și bineînțeles, voi mai mânca vreo două lingurițe de păstură, pentru că este foame, m-am trezit cu foame dimineața aceasta. Asta este suplimentul care îmi dă foarte multă proteină, foarte multă protecție la stomac și la ficat. Mă ajută să fac efort, are 30% proteină și mă ajută cu masa musculară, este fantastic. Vă recomand să consumați toți păstură, dacă nu aveți bani, pentru că păstura este cam scumpă, puteți consuma polen. Polenul este mult mai ieftin decât păstura. Găsiți pe site-ul meu și păstură și polen la prețuri foarte, foarte bune. Aveți reduceri și la polen și la păstură și plus suplimentar încă 10% la următoarea comandă. Uitați cam atât mi-am pus. Puteți să vă puneți cât vreți voi, chiar dacă consumați mai multă păstură sau polen, nu vă va face rău. Sunt produse naturale, sunt produse foarte, foarte bune și sănătoase. Nu au cum să vă facă rău, chiar dacă consumați mai mult. Păstura asta îmi place pentru că este mai bună decât polenul. Îmi place mie mai mult la gust. Plus de asta este mai puternică. Este de 3 ori mai puternică decât polenul. Haideți să mergem să savurăm cafeaua acum, pentru că am mâncat păstura asta și nu mai am nicio grijă cu stomacul. Nu o să mai am nicio problemă de la cafea. Am observat că dacă beau cafea pe stomacul gol, începe să mă roade stomacul și nu este ok. De asemenea și mielea este foarte bună pentru stomac și păstura, așa că suntem în siguranță acum.
S-a făcut ora 11, într-o oră mă pregătesc să plec la sală, iar aici, pentru prima masă a zilei, avem o prăjitură cu brânză dulce și stafide, are foarte multă proteină și zero zahăr. Trebuie să mă duc la poartă că a venit fancurierul să trimitem coletele la dumneavoastră, să le consumați cu plăcere, multă sănătate, vă doresc tuturor. Haideți că am trimis coletele, am avut două colete mari și vreau să vă mulțumesc tuturor care comandați de pe site-ul nostru www.mieretv.ro. Iar aici băiatul de la fancurier mi-a adus și mie coletul la Jim Beam. Haideți să vedem ce am comandat. În principiu sunt batoane proteice. De fapt sunt numai batoane proteice, pentru că batoanele proteice îmi plac foarte mult, au multă proteină și când am poftă de ciocolată, de Snickers, astea au cel mai bun gust. Au chiar gust de Snickers, credeți-mă. Am luat două boxuri, iar aici am mai luat câteva cu ciocolată albă și migdale. Am mai luat vreo 5 din astea. Și văd că mi-au mai dat cadouri, iarăși mi-au dat cadouri. Pistachio butter. Nu știu ce asta, un de fistic. Și aici încă două drăcii din astea, becea auri. În fine, cam asta este colet. Unt de fistic, fraților, ia uitați aici, 608 calorii. Enorm, 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 pe 100 de grame are 608 calorii. V-am zis că toate unturile astea și untul de arahide, ăsta fiind unt de fistic, toate lucrurile acestea au foarte multe calorii. Or fi ele sănătoase, nu zice nimeni că nu sunt sănătoase, dar au foarte multe calorii și nu vi le recomand în perioadele de slăbit. Să știți că nu sunt sponsorizat de cei de la Jim Beam, însă astea sunt singurele mele suplimente pe care mi le comand, pentru că, v-am zis, îmi place gustul foarte mult batonilor barbells. Astea două sunt cele mai bune. Haideți să vă arăt acum câte calorii au. După cum puteți vedea, un baton are 204 calorii. Grăsimi are 8 grame, 8,4 grame. Zahăr are 1,5 grame, 16 grame de carbohidrați în total și proteine 20 de grame. Nu sunt chiar atât de slabe în calorii, dar vă zic, sunt niște batoane foarte calitative și din punct de vedere al gustului și din punct de vedere al nutrienților, al macronutrienților. Pentru că sunt batoane de 200 de calorii care n-au 20 de grame de proteină. Sau sunt batoane care au 20 de grame de proteină și au 300 de calorii, 320 de calorii. S-a făcut ora 12, mi-am pregătit aici cel mai bun energizant din lume, elixirul tinereții, cel care mă ajută foarte mult cu antrenamentele, să am energie și mărește nivelul de testosteron. Trebuie să plec la sală acum și am făcut acest suc cu apă minerală și cu pulpă de cătină cu miere. Produsul nostru premium este foarte, foarte bun, dacă vreți puteți să-l comandați de pe site-ul meu. După cum puteți vedea, s-a mai dus un sirop, a trebuit să mă duc jos să iau altul. Siropurile sunt mereu proaspete, făcute în fiecare săptămână pentru dumneavoastră de către părinții mei. Haideți să luăm ăsta și să plecăm la sală. Am venit de la sală, urșii mei, s-a făcut ora 5, a trecut timpul foarte repede. Am avut treabă când am venit de la sală pentru că erau băieții de la Telecom, mi-au instalat un nou router. A trebuit să schimb toate parolele la toate laptopurile, la toate telefoanele, deci 3 laptopuri, 3 telefoane, extenderul și toate chestiile astea. Mi-a luat foarte mult timp. Este foarte foame, mi-am făcut aici o pizza pe fugă, o pizza de casă, 100 grame de mușchi, 4 felice de pâine, un ou, 2 felice de cașcaval, multe legume după cum puteți vedea, o pizza foarte, foarte bună, mirase extraordinar, abia aștept să mănânc. Și aici avem o bere Mitos. Am găsit la Lidl bere Mitos, este săptămâna grecească, mi-am lăsat de perioada în care am fost în Grecia și mi s-a făcut poftă. Asta este masa mea de acum, poftă bună vă doresc tuturor. S-a făcut ora 8, ia uitați ce mâncărică avem aici de spanac. Mamă, mamă, cu usturoi, ce bine miroase. Haideți să punem și noi o porție, pentru că mi s-a făcut foame un pic. Ia să vedem aici. E cu cărniță din asta fumată de porc, mușchiuleț din acela cum am arătat. Foarte bună. Așa, două polonice din astea mari. Un bol din ăsta e suficient. Așa, iar ca salată avem ardei copt. Avem un borcan din ăsta întreg de ardei copt. Ia să vedem cât are, 220 de grame și are decât 33 de calorii pe 100 de grame. Foarte puțin, nu ai cum să dai greș cu legumele. Mai devreme am băut o bere, am uitat să vă spun, berea are și ea calorii, orice băutură alcoolică are calorii. Berea are în jur de 40-50 de calorii pe 100 de mililitri, exact ca orice suc, dar nu din acela fără zahăr, ca orice suc normal cu zahăr, da? Coca-Cola, Fanta, Sprite, toate astea au 40 de calorii pe 100 de grame sau 45 de calorii. Ei, exact la fel are și berea. Eu am băut o bere mică de 0,33, dar se pune și aia, deci avem și de acolo 150 de calorii. În fine, haideți să mâncăm masa asta, pentru că mi s-a făcut puțin foame. Voi mânca fără pâine, foarte multe legume, după cum puteți vedea,
foarte sănătos și cu foarte multă proteină de la cărnița asta. Cu spanacul n-ai cum să dai greș, este una dintre cele mai scăzute mâncăruri în calorii, este foarte bună pentru diete. Ok, am terminat și a treia masă pe ziua de astăzi, a fost extraordinară, iar acum o să-mi iau un desert. O să-mi iau două portocale și o să merg sus la mine la laptop și o să savurez desertul în liniște. Nu uitați să mâncați întotdeauna fructe dacă aveți poftă de ceva dulce sau dacă vreți să aveți un desert după masă, alegeți-vă un fruct, două, trei, nu contează câte, și mâncați fructe, sunt foarte, foarte bune și au un conținut scăzut în calorii, au foarte multă apă, foarte multe lichide, fructele au în general peste 90% apă, de aceea au și puține calorii, vă ajută să fiți hidratați, au multe fibre și sunt extraordinare, foarte multe vitamine și așa mai departe. S-a făcut ora 10:30, este timpul pentru a patra masă. Înainte de somn, o să mănânc două batoane din astea proteice pentru că am poftă de ceva dulce. În total sunt 40 de grame de proteină și 400 de calorii. Ia uitați urși mei cum arată asta cu ciocolată albă. Gustul este extraordinar. Foarte bune. Foarte bun acela cu ciocolată albă. Haideți să încercăm și pe ăsta acum cu caju și cu caramel. Foarte bun. Deci vă zic, gustul ăsta seamănă cu Snickers. Și acum îmi dau seama că atunci când am venit de la sală, am stat destul de mult până am mâncat prima masă, până am făcut pizza aceea, până am setat toate laptopurile, toate telefoanele, până am refăcut rețeaua de wireless, puteam să mănânc un baton din ăsta proteic. Dar asta e, oricum mi-am împrăștiat mesele destul de bine și astăzi. Iar a patra masă este cea mai bună, este delicioasă, încheiem ziua într-un mare fel. Masa asta m-a costat 18 lei pentru că este 9 lei un baton. Sunt destul de scumpe, dar sunt foarte, foarte bune. Bună dimineața! Începem ziua cu cafea naturală Jacobs, cu o linguriță mare de miere de rapiță, pentru a-mi da energie, pentru a mă trezi bine și, bineînțeles, voi mânca suplimentul meu Apicol, care mă ajută să pun masă musculară, păstură. Ia uitați cât s-a dus din păstura asta. Ajută foarte mult păstura pentru mușchi. Are 30% proteină și are toți cei 9 aminoacizi esențiali. Este derivată din polen. Este un polen îmbunătățit de către albinuțe prin adăugarea de enzime și după 30 de zile de fermentație naturală în stup rezultă păstura aceasta, care este extraordinară. Este de 3 ori mai puternică de polenul. Dar și polenul este foarte bun, este doar o preferință de gust. Mie îmi place mai mult la gust păstura decât polenul și de aceea consum păstură. Ok, pentru micul dejun am văzut aici un nou cu niște suc de roșii. Am dat 4 feliuțe de pâine prin compoziție. Vreau să-mi fac o pizza. Cred că v-ați prins deja. Aici avem 3 ciuperci, 4 roșii cherry, jumătate de roșie, niște măsline, spanac, 100 grame de mușchile și câteva feliuțe de cașcaval. Haideți să vedem cum iese. Ia uitați urșii mei ce bine arată. Pizza este gata, o să bag la cuptor acum. Vreau doar să vă arăt așa înainte, să bag cât de bine arată. De data asta n-am mai greșit, am pus cașcavalul și mușchiul, am pus sub. Iar pe deasupra am pus o bucățică din asta mică de cașcaval, de horezul, care este foarte sărată. Am dat-o foarte, foarte mărunt, pentru puțină savoare. Și pizza este gata, urșii mei, uitați cât de fain s-a făcut. Abia aștept să mănânc, este una dintre mâncărurile mele preferate. Și am reușit să scop pizza întreagă. Sunt 4 felii de pâine, 4 bucăți avem aici, fraților. Avem tot ce ne trebuie, uitați cât de bine arată și cât de încărcată este. Are foarte multe legume, are proteine, o grămadă, are peste 30 grame de proteină. Are foarte mulți micronutrienți, vitamine, minerale, tot ce ne trebuie, da? Avem și grăsimi, avem grăsimi sănătoase de la măsline, de la cașcaval. Bine, de la cașcaval nu sunt așa de sănătoase, dar nu contează. Este delicioasă și vedeți că dietele nu trebuie să fie foarte plictisitoare, din contră puteți să mâncați mâncăruri foarte, foarte mișto, care să vă facă plăcere, să le mâncați cu poftă și să nu simțiți că sunteți la dietă, efectiv, să nu simțiți că sunteți la dietă. Este ora 12, nu știu dacă v-am spus, o să mănânc pizza asta, iar la ora 1 o să fiu la sală. Este timpul să plecăm la sală, urșii mei, iar aici avem o comandă pentru băieții de la sală. Ia uitați, avem 3 sticluțe de pulpă de cătină proaspete, făcute în fiecare săptămână pentru voi. I-am corupt pe toți băieții de acolo de la sală să consume cătină pentru că este foarte, foarte bună cătină cu miere, da? Ne dă foarte multă energie și ne ajută să avem antrenamente mai lungi, să fim sănătoși, să fim puternici. Aici am fac și eu sticluța mea de cătină. Ia uitați, am pus de un deget aproximativ, da? Pe fundul sticlei, după care voi pune apă minerală. Se face foarte simplu, puteți să folosiți și apă plată dacă doriți, nu contează, și vă va da foarte multă energie, vă va imuniza organismul.
este extraordinar de bună, credeți-mă. Lumea a început să înțeleagă cât de bune sunt pentru că văd schimbările pe corpul meu. Eu consum în fiecare zi acest produs și mă ajută foarte, foarte mult. Este foarte important să fii sănătos și să mâncați sănătos, da? Și sucul este gata. Acum putem pleca la sală, urșii mei. Încercați să consumați produse apicole ca și mine. Încercați să consumați suplimente apicole pentru că sunt extraordinare. Vă vor da foarte multă putere și energie și veți slăbi cu siguranță. Vă veți ține și pofta de dulce sub control pentru că veți consuma mereu miere. Veți avea și masă musculară pentru că veți consuma păstură sau polen. Veți fi super puternici și veți putea face o transformare poate chiar mai șmecheră decât a mea. Haideți să plecăm la sală acum. Haideți să nu uităm și comanda aceasta. Și să o luăm din loc pentru că este târziu, este ora 1. Un antrenament bun, urșilor, ce ziceți? Ia uitați cum arată tricoul meu după antrenament. Flashcă! Am făcut prin urșii mei 3.100.000, iar aici am luat un pepene, 70 de lei, 7 kg, este 9,99 kg. Am luat și oase pentru cățelușa mea. Acum mergem acasă să vedem ce mâncăm și să tăiem pepenele astea, să vedem cum arată. S-a făcut ora 4, am venit de la sală și o să mănânc o ciorbiță din asta, ultima ciorbiță de dragavei. Ia uitați câte verzituri aici, câte legume, arată foarte bine, avem și o bucățică de carne, niște costițe așa de porc afumat și o să mănânc cu un colț din asta, cu un colț din asta de la brutărie, cu spanac, cu puțină brânzică. E foarte bun, îmi face foarte multă poftă, dar nu este atât de slab caloric, ca să zic așa, în loc de pâine, mă rog. Hai să vedem cum arată și pepenele ăsta, în premieră, prima dată când mănânc anul ăsta. Ați văzut că a fost destul de scump, 10 de kilogramul. Mi-am mai tăiat aici un colț din melcul ăsta. Ia să vedem cum arată. Mai am un pic termin și ciorba. Wow! Wow, wow, wow! Arată super bine pepenele, nu vine să cred. La câți bani a costat, chiar eram curios să văd cum arată. Wow, și cum miroase aici. Super tare. Ia uitați ce porție mare am aici. Mă duc sus să-l mănânc, să mă relaxez un pic și după aia să mai facem niște cardio și mai facem o oră de mers. Dacă stau să mă gândesc, nu e chiar atât de scump pepenele, pentru că kilogramul de căpșuni este 36 de lei. Știți că mi-am cumpărat eu căpșuni în vlogurile trecute, caserole din acelea de 500 de grame, am dat 18 lei pe o caserolă, deci vine 36 de lei kilogramul de căpșuni. Așa că 70 de lei un pepene de 7 kg, na, mi se pare foarte, foarte scump, dar nici ieftin, bineînțeles. E bun, chiar vreau să mai schimb căpșunile cu alte fructe. Abia aștept să apară pepenii grecești, ăsta e din Brazilia, pepenii grecești sunt mai buni și după aia, bineînțeles, pepenii românești, care sunt și mai buni. Am aici peste 1 kg de pepene urșii mei, o să mă hidratez super, super bine. Am mai băut încă 2 litri de lichide astăzi, am mâncat și o ciorbă, deci 2 litri jumate, am mai băut și o cafea, deci 2 litri 800 și acum încă un litru, peste un litru aici, ajung la 4 litri și este de-abia ora 4 jumate, vă dați seama? Până de seară, cred că o să ajung la 6-7 litri. S-a făcut ora 8, au trecut 4 ore de la ultima masă. Este timpul să avem a treia masă pe ziua de astăzi. Avem spanac, o cărniță din asta de porc afumată, slabă. Și aici avem salată de sfeclă roșie, de la Borcan, de la Lidl. 50 de calorii pe 100 de grame. Spanacul are vreo 25 de calorii pe 100 de grame. Deci 400 de grame de spanac au decât 100 de calorii. Și voi mânca fără pâine. Încercați să mâncați multe legume în fiecare zi pentru că ele au foarte puține calorii și bineînțeles multe fructe și cu siguranță veți reuși să slăbiți. S-a făcut ora 12 noaptea și am aici ultimul rând de prăjitură. S-a terminat și tava asta, dar nu e nimic că mâine o să facem alta. Este prăjitură cu brânză dulce și stafide, are foarte multe proteine, nu are zahăr deloc și peste ora 2 o să mă bag la somn, o să adorm. Așa că masa asta va ține până mâine la 11 când voi mânca micul dejun. Este a patra masă pe ziua de astăzi. Noapte bună, urșii mei, ne vedem mâine. Bună dimineața, începem încă o zi de dietă, de slăbit, de exerciții fizice, cu o cafeluță dulcită cu o linguriță de miere de rapiță și vom mânca și două lingurițe de păstură. Este foarte bună păstura, are 30% proteină și mă va ajuta să pun masă musculară și să tragem tare la sală, pentru că și astăzi vom avea antrenamente grele, 2-3 ore de antrenamente și avem nevoie de toate suplimentele apicole posibile.
Bineînțeles, până să plec la sală o să-mi fac și eu un pahar de cătină, adică o sticluță din aceea. Haideți să bem cafea acum și după aia să vedem ce mâncăm. Masa de dinainte de antrenament. Ok, s-a făcut ora 11, iar pentru prima masă avem niște muși din ăsta făcut așa pe tigaie, adică din acesta, foarte, foarte bun, de porc afumat, puțină grăsime. Avem roșii sherry, avem câteva ciuperci, tot așa trase la tigaie, niște măsline și un ou. Singur mi-am făcut de mâncare în dimineața asta, urșilor. Nu știu dacă arată cine știe ce, dar eu am străduit, dar cu siguranță o să fie foarte bun. Trebuie să terminăm și cafeaua și apoi ne pregătim de sală. Urșilor, mi-am pregătit aici energizantul de pulpă de cătină cu miere, cu apă minerală l-am făcut și acum suntem gata să mergem la sală. Haideți să tragem tare de tot! Killed it, it's murder, go crazy, berserker. I killed it, it's murder, go crazy, berserker. I killed it, it's murder, go crazy, berserker. I killed it, it's murder, go crazy, berserker. Go crazy, berserker. I killed it, it's murder. Go crazy, berserker. I killed it, it's murder. Go crazy, berserker. I killed it, it's murder. Go crazy, berserker. I killed it. We'll be right back.
you out. Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. 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 You cashed in on my promises. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you out. Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. A little stronger S-a făcut ora 4, am venit de la sală. Văd că maică mi-a făcut aici niște pește, niște macrou cu usturoi, dar e prăjit, nu o să mănânc așa ceva. Aici avem o sticlă de vin, să beau un par și un par de vin. Haideți să pregătim niște spanac, că ăla este foarte bun, are puține calorii. Nu mănânc prăjeala asta în niciun caz. Vinul ăsta este foarte bun, este de la Lidl, Lambrusco. Este vin roșu, nu este scump, este vin frițante, este acidulat. Și mă uitam de calorii. Nu scrie numărul de calorii, dar vă zic eu, vinul are undeva la 40-50 de calorii pe 100 de mililitri. Deci să țineți minte că și băuturile alcoolice au calorii, da? Și a doua masă a zilei, la ora 4, avem așa spanac, foarte mult spanac, vreo 5-600 de grame, cu cărniță de porc, foarte multă cărniță de porc, asta bună, puține calorii, fără grăsime, adică. Avem sticlă roșie, foarte multă sticlă roșie, și castraveciori, pentru că erau aici pe masă. Și un pahar de vin. Asta o să mănânc acum, poftă bună tuturor. S-a făcut ora 8 și este timpul pentru a treia masă zilei. Avem aici un dovleac, nu știu câte grame are, nu l-am cântărit, dar are peste 300 de grame. Dovleacul este foarte bun pentru slăbit, are 30 de calorii pe 100 de grame. La fel ca alte multe fructe și legume, cum ar fi căpșunile, pepenele galben, pepenele roșu, ciupercile, varza, spanacul, castraveții, roșiile, salata verde. La bine, salata verde nu prea îmi place mie așa mult. Și încă alte o grămadă de legume care nu vin acum în minte. Acestea le mănânc eu cam constant așa. Acestea sunt preferatele mele. Deci nu uitați să mâncați multe fructe și legume dacă vreți să slăbiți, pentru că au foarte puține calorii. Mâncați un kilogram de legume sau de fructe din acestea de care le-am spus acum și luați decât 300 de calorii. Și mâncați un kilogram, atenție, este foarte important. Dovleacul nu are proteine, așa că o să adaug și un baton proteic la acesta, barbells cu nuga și alune de pădure. Este foarte bun, este asemănător la gust cu Snickers-ul, are 200 de calorii, 8,8 grame de grăsime, 16 grame de carbohidrați, între care 1 gram jumate de zahăr și 20 de grame de proteină. Revenim cu următoarea masă. S-a făcut ora 11 și aici avem a patra masă a zilei și ultima, avem o budincă proteică și un iaurt proteic. În total sunt 40 de grame de proteină, budinca are 150 de calorii și iaurtul are 130. Bună dimineața! Începem și ziua de astăzi tot cu cafea îndulcită cu o linguriță generoasă de rapiță, pentru că îmi place cafeaua dulce și pentru că am nevoie de suplimentele mele apicole pentru a deveni urs, pentru a fi mare, pentru a crește mușchii, pentru a avea energie și pentru a fi sănătos. De asemenea, voi mânca și o linguriță de păstură care are 30% proteină, mă ajută foarte mult cu masa musculară și este bună pentru ficat, pentru stomac și pentru o grămadă de alte afecțiuni. Mă ajută să fiu sănătos, să nu mă îmbolnăvesc și să pun foarte mulți mușchi. Revenim după aia cu micul dejun, urșii mei.
S-a făcut ora 11, iar maică-mea mi-a făcut chiftele cu carne de curcan la cuptor, nu sunt prăjite, da? Deci s-a făcut la cuptor cu multe legume. Am cumpărat ieri 2 kg de carne de curcan, a făcut și ciorbă de perișoare de curcan, foarte bune, slabe. Carnea de curcan știți că este una dintre cele mai bune pentru care are foarte puțină grăsime. Haideți să facem aici 2 sandvișuri, punem așa 4 chifteluțe, da? Pe 2 feluțe de pâine, din aceea secară. O să pun niște muștar peste, bam, bam, bam. Și voi mânca și o banană, da? Nu mai mâncăm legume, mâncăm fructe dimineața asta, o banană și 2 sandvișuri din acestea și o să-mi ajungă până când mă întorc de la sală. Am terminat de mâncat, a fost foarte bun, i-am făcut și sucul de cretină, iar acum mă duc să mă pregătesc de sală, însă am aflat o veste foarte nasoală, se vor închide sălile de mâine, așa că nu știu ce o să facem săptămânile următoare, ci că se vor deschide când rata de infectări va ajunge sub 3,5 la mii de locuitori în județul nostru. Să sperăm că va scădea rata asta cât mai repede. Este ora 3, am venit de la sală, urșilor, ia uitați aici ce mi-a făcut maică-mea, prăjitură din asta cu brânză dulce și stafide și cu puțin îndulcitor fără zahăr deloc, iar aici mi-a pregătit o ciorbiță de perișoare, a făcut-o astăzi de dimineață. Ia uitați ce bine arată. Super. Mamă, cât de multe legume poate să aibă, câtă țelină. Stați că nu focalizează drăcia asta. Ia uitați aici. Câtă țelină, cât morcov. O grămadă de legume. Și chiftele, doamne. Perișoare de curcan, da? Ciorba de perișoare de curcan. Iar aici va fi desertul. Pepene roșu. Nu știu cât avem aici. Vreo 5-6-700 de grame. Știți că nu-mi cântăresc mâncarea. O să mănânc ciorbița asta, o mănânc așa simplă, fără pâine. După care mă duc să fac 10.000 de pași, să fac o oră sau o oră jumate de mers pe jos. Pentru că uitați ce vreme frumoasă e afară, vreau să profit de vremea asta. Astăzi la sală am făcut decât antrenament cu greutăți, n-am mai făcut cardio. Pentru că am văzut că este foarte frumos afară și vreau să fac cardio în aer liber, da? Să mergem o oră, o oră jumătate. După care m-am dus să fac o baie și voi mânca desertul acesta, pepenele. Pentru că dacă mănânc și pepenele acum mă va balona foarte tare. Oricum mă va balona suficient ciorba asta, dar o oră de mers, o oră jumate de mers, adică nu e atât de greu, da? Putem să facem. Poftă bună vă doresc tuturor! Wow, am terminat-o, a fost foarte bună, deci sunt flash, că vă zic. Am sunat-o pe maică-mea după drum să îmi pună la încălzit, să mi-o dea în fiert până ajung acasă să se mai răcească un pic, pentru că îmi place vorba foarte fierbinte. Haideți să vă arăt, pentru că între timp când a fost la sală, maică-mea a făcut aici și varză, n-am știut, dar nu-i nimic, o să mănânc diseară. Ia să vedem varza asta, să focalizeze asta, să se vadă mai bine așa. Ia uitați, este jumătate varză dulce, varză proaspătă, jumătate varză acră de la putină. Avem cărniță de porc, avem și cârnăciori din aceea de casă, de care v-am arătat, de care am mâncat săptămâna asta. Foarte bun cărnația aia. Și muș din acela de porc, luate de la cineva din piață, produse bio 100%, da, arată foarte bine și varza asta, dar o să mănânc după aia. Haideți să mergem să facem antrenamentul cardio acum, să facem pașii și după aia să facem un duș, baie și să luăm desertul acesta, pepene. Pepenele are 30 de calorii pe 100 de grame, are foarte, foarte puțin. Și prăjitura voi mânca tot așa de seară, după ce mănânc varza, probabil. Asta cât a masă a fost, a fost a doua masă, da, avem acolo a treia masă și după aia a patra masă. Totul este programat. S-a făcut ora 4:30, am terminat și antrenamentul cardio, am făcut pașii, am făcut și o baie în cadă, după cum puteți vedea m-am și tuns și acum îmi savorez pepenele, ia uitați aici cât pepene avem. Abia aștept să-l mănânc pentru că mi este sete, am transpirat foarte mult. Nu uitați să mâncați foarte multe fructe și legume și să stați hidratați, să beți cât mai multe lichide, da? Și vreau să vă mai spun că am mai primit încă o veste nașpa astăzi. Duminică trebuie să fiu plecat, adică voi fi plecat. După ce am aflat că se închid și sălile mâine, de mâine se vor închide sălile, acum aflu că duminica am treabă, trebuie să fiu plecat din oraș. Așa că am stat și m-am gândit și voi lua cântarul mâine, adică sâmbătă. Voi edita tot clipul mâine, voi face introducerea, sfârșitul și voi lua și cântarul mâine. Asta înseamnă că voi fi cu o zi în minus săptămâna aceasta, dar eu sunt foarte încrezător că voi slăbi, pentru că am tras foarte tare.
nu ne va împiedica acum o zi, pentru că avem o zi în minus săptămâna aceasta, nu ne va împiedica să slăbim, am mâncat corect, am făcut foarte mult efort. Bine, am mai băut o bere, am mai băut niște vin, astea nu ar fi trebuit să le consum, dar asta este, am avut poftă. Deci ideea este că mâine voi filma tot clipul, îl voi termina de editat, mă voi și cântări, iar voi îl veți vedea duminică la ora 12, îl voi programa. Exact așa cum v-am obișnuit, nu se va schimba nimic în programul de publicare a clipului. Trebuie să ne adaptăm, urșii mei, dacă sările vor fi închise, va trebui să fac mișcare pe aici prin curte, să merg o oră, chiar două ore în fiecare zi, să-mi fac un program de mers. Voi încerca să merg câte 15.000 de pași în fiecare zi, să facem cardio la intensitate joasă. Nu știu ce voi face cu masa musculară, e posibil să pierd ceva din masa musculară, voi încerca să fac, nu știu, câteva serii de flotări, câteva serii de genoflexiuni, niște fandări prin curte și încercăm să ne adaptăm, da? Trebuie să găsim soluții, trebuie să ne adaptăm. La fel cum am găsit soluții și pentru publicarea clipului de duminică, la fel trebuie să găsim soluții și pentru următoarele săptămâni până când se vor redeschide sălile. Dacă aveți vreo problemă, nu încercați să plângeți și să renunțați, încercați să găsiți soluții, să găsiți rezolvări. Pentru că probleme vor apărea mereu și va trebui să știți singuri să vă descurcați, să căutați soluții și să vă descurcați. S-a făcut ora 8, iar pentru a treia masă zilei avem varză. Ia uitați ce mișto arată varza asta, cu foarte multă cărniță din asta de porc, mușchiuleț așa afumat, slab. I-am zis lumea că să-mi pună o grămadă de cărniță. Cârnat nu ai pus? Nu te cred, n-are cârnat. Am crezut că are și cârnat. I-am zis lumea că mea să taie mici cârnați așa de un centimetru și să-i bage prin varză. Și bineînțeles că ea nu a făcut. Iar aici avem un colț de pâine de secară și o să punem niște ardei iurte. Din ăsta tăiat așa, micuț, să vedem. Îmi place puțin picant. Am chef de picant în seara asta. Poftă bună vă doresc tuturor. E foarte bună varza asta, e și foarte bună. Iar aici se pregătește a patra masă și ultima masă a zilei. Avem un rând de prăjitură din asta. Ia să vedem cum arată. Ia pune tu aici să ne filmăm. Ia să vedem. Deci și asta are foarte multă proteină, așa că o să mănânc peste 2-3 ore, da? La ora 10-11. Acestea au fost toate mesele de săptămâna aceasta, urșilor. O să ne vedem mâine cu cântarul. V-am zis că trebuie să filmez mâine, să termin de editat clipul și să-l programez pentru duminică, pentru că voi fi plecat duminică. Ok, urșilor, este sâmbătă. Haideți să vedem câte kilograme am. Chiar dacă avem o zi mai puțin față de săptămânile trecute, pentru că eu mă cântăream duminică, totuși sunt adică vreau să slăbesc, sunt ia uitați, fraților, 108,1, extraordinar. Am slăbit 300 de grame, deși astăzi este sâmbătă, am cu o zi mai puțin, dar totuși am slăbit. Aveam 108,4 săptămâna trecută, parcă vom merge acum sus să scriem pe foaia mea și apoi haideți că m-am mai pus o dată pe cântar, tot 108,1. Da, deci 108,1 să scriem. Mergem sus acum să scriem pe foaie și să facem clipul, să facem introducerea, sfârșitul și să editez tot clipul, pentru că este sâmbătă dimineață, după cum am zis. Iar mâine îl veți vedea, exact așa cum v-am obișnuit în fiecare duminică. Urșilor, este un rezultat extraordinar, 300 de grame, poate nu vi se pare mult, dar credeți-mă, este foarte, foarte bine, pentru că deja suntem în a 12-a săptămână, am slăbit 13 kg în 12 săptămâni, este foarte mult și ce este cel mai important este că forma mea a devenit din ce în ce mai bună. Se văd mult mai bine mușchii acum, îmi place foarte mult cum se vede și pieptul, cum se văd brațele, cum se văd umerii, este extraordinar. Ca să slăbesc 300 de grame într-o săptămână, a trebuit să fiu într-un deficit de 300 de calorii în fiecare zi. Este un deficit bun, este un deficit destul de mare, dar ați văzut că am mâncat foarte mult, nu am făcut foamea, am mâncat foarte multă mâncare, am mâncat mâncare sănătoasă, lucruri care sunt foarte slabe în calorii și de aceea îmi permite să mănânc mai multă mâncare. Bineînțeles că puteți să slăbiți cu o grămadă de lucruri, cu absolut orice fel de mâncare puteți să slăbiți, dar eu vă zic așa și vă recomand așa, dacă vreți să aveți o dietă cât mai ușoară, să fiți și sănătoși în același timp,
Să aveți grijă și la proteină, să puneți masă musculară, trebuie neapărat să mâncați mai multe mâncăruri care sunt slabe în calorii, adică fructe și legume. Trebuie să mâncați proteină de calitate, proteină cât mai slabă, să alegeți carnea să fie cât mai slabă, pentru că grăsimile sunt foarte periculoase, grăsimile îngrașă foarte mult și credeți-mă, se adună imediat. Nu zic că nu trebuie să mâncați deloc grăsimi, trebuie să mâncăm undeva la 50-70 de grame de grăsimi pe zi, dar credeți-mă că acestea se ascund în tot felul de lucruri, cum ar fi carne, lactate, ouă, nuci, oleaginoase. Dacă mâncați nuci și tot felul de semințe din acestea, v-aș recomanda să aveți porții cât mai mici sau dacă nu vă puteți abține să le scoateți de tot din alimentație, pentru că acestea sunt foarte, foarte bogate în calorii. Gândiți-vă că 100 de grame de nuci au 650 de calorii. Este enorm, pentru că au foarte multe grăsimi. Dar în schimb, dacă vrei să pui pe tine, dacă vrei să te îngrași, dacă vrei să pui ceva masă pe tine, dacă ești prea slab, ești genul acela care mănâncă foarte mult și nu se poate îngrășa, trebuie să mănânci lucruri care sunt bogate în calorii. Pentru că dacă vei mânca foarte multe lucruri care sunt slabe în calorii, nu vei putea mânca peste numărul tău de calorii de menținere să fii într-un surplus caloric. Care sunt cele mai sănătoase grăsimi de pe planetă? Păi este uleiul de măsline. Puteți să mâncați mai mult ulei, da? Ulei de măsline este foarte bun. Ulei de măsline extra virgin. Puteți să puneți în salată o lingură, două, trei de ulei de măsline. Iar cei care vor să slăbească, trebuie să nu pună în salată ulei. Sau în orice altă mâncare, dacă își pune o carne în tigaie, la fel, o faceți fără ulei. Faceți un nou în tigaie, îl faceți fără ulei. Dacă vrei să pui pe tine, îl faci în ulei. Este foarte simplu. De asemenea, și gălbenușul din nou are foarte multe grăsimi, grăsimi sănătoase. Cei care vor să slăbească trebuie să mai scoată din gălbenușurile de ou, iar cei care vor să pună pe ei trebuie să mănânce ouăle întregi. O altă sursă foarte bună de grăsimi este peștele gras, cum ar fi somonul, da? Iarăși, o sursă foarte bună în care vă puteți lua destul de multe calorii datorită conținutului ridicat de grăsimi. Cei care încearcă să slăbească, încercați să alegeți un pește mai slab. O altă sursă bună de grăsimi este avocado. Avocado este cea mai bogată calorică legumă sau fruct, nu știu exact ce este, din lume. Are 160 de calorii pe 100 de grame și este plină de grăsimi sănătoase. Dacă vă place avocado și vreți să puneți pe voi, mâncați avocado. Mâncați paste și orez la fel, veți pune foarte ușor pe cântar. Acestea se mănâncă foarte ușor, eu de astea le evit. Încerc să mănânc foarte puține paste, aproape deloc, orez la fel. De asemenea, dacă vreți să slăbiți, încercați să evitați orezul și pastele și să le înlocuiți cu două feliuțe de pâine integrală. Pâinea are 250 de calorii pe 100 de grame față de paste sau de orez care are aproape 400 de calorii pe 100 de grame, care au aproape 400 de calorii pe 100 de grame. Și la fel puteți să înlocuiți cu cartof. Cartoful este foarte bun atât timp când nu-l prăjiți în ulei, când îl faceți la cuptor sau îl fierbeți, este extraordinar de bun. Cartoful are 85 de calorii pe 100 de grame. Ok, haideți să facem o scurtă recapitulare acum. Dacă vreți să faceți o transformare, poate chiar mai șmecheră decât a mea, ce trebuie să luați în considerare? Păi în primul rând trebuie să slăbiți, da? Dacă sunteți grași, cum am fost și eu, dacă sunteți obezi, trebuie să slăbiți, este important să slăbiți. În primul rând pentru sănătate, nu este sănătos să fii gras. Și pentru a slăbi trebuie să mănânci într-un deficit caloric, asta e clar. Dar pentru a face o transformare și pentru a fi sănătos și pentru a avea vitalitate, trebuie să faceți și niște mișcare. Mișcarea este foarte importantă. Unul la mână, faceți cardio, este foarte bun pentru inimă. Exercițiile cardiovasculare sunt foarte bune pentru inimă și sănătate. De asemenea, ardeți mai multe calorii decât la antrenamentele cu greutăți. Vă vor ajuta să fiți într-un deficit caloric. Faceți o oră de mers, nu vă pune nimeni să alergați, să faceți HIIT cardio. Nu mai ascultați toate prostiile, că faceți 10 minute, 20 minute pe zi de HIIT cardio și veți slăbi extraordinar de mult. Nu, e o prostie. Încercați să mergeți, este cel mai simplu lucru pe care puteți să-l faceți. Asta fac și eu. Merg o oră, două ore pe zi, iar într-o oră de mers ardeți 300 de calorii. Bine, acum depinde și de greutatea fiecăruia. Pe când, în sală, într-o oră de exerciții fizice, arzi undeva la 150-200 de calorii maxim, dacă ai un antrenament foarte intens. Dar faceți și exerciții cu greutăți. Faceți și exerciții în sală pentru a pune masă musculară. Masa musculară ne mărește rata metabolică. Cu cât avem mai mulți mușchi, cu atât arde mai multe calorii fără să facem nimic. Efectiv, stăm, iar dacă avem mulți mușchi, arde mai multe calorii, ceea ce ne permite să mâncăm mai mult sau să fim într-un deficit caloric. Eu mă duc de 5 ori pe săptămână și trebuie să ai 4-5 mese în fiecare zi cu proteină. Puteți să aveți și 3 mese pe zi, nu este nicio problemă, dar ideal ar fi să aveți 4-5 mese cu proteină în fiecare zi și să le răspândiți pe parcursul întregii zile. Nu să mâncați toate caloriile și toată proteina la o singură masă. Este foarte important să mănânci
când te trezești, să mănânci micul dejun, pentru că aceea este prima oportunitate pentru a sintetiza proteina. Ia o masă cu proteină. La fel, este foarte important înainte de somn să mănânci o masă cu proteină, pentru că după aia vei face fasting 8 ore, 10 ore, depinde cât dormi tu, și este o perioadă foarte lungă de timp. Corpul are nevoie de proteină pentru toată perioada aceasta. În principiu, dacă mănânci carne slabă și legume, nu ai cum să dai greș. Și bineînțeles, în loc de desert, mănânci fructe. Deci este imposibil să dai greș, credeți-mă. Dar dacă vi se ia și vă plictisiți de această dietă, bineînțeles că vă puteți uita la mesele mele și să vă inspirați de acolo să vedeți ceea ce mănânc eu. Vă dau foarte multe sfaturi și foarte multe ponturi. Cam acesta a fost clipul de astăzi. Trebuie să editez acum tot clipul acesta și mâine îl veți vedea exact așa cum v-am obișnuit în fiecare duminică la ora 12. S-ar putea să nu mai mă duc la sală pentru că am înțeles că sălile se închid. Și lucrul ăsta mă deranjează foarte tare pentru că începusem și eu să-mi intru în mână, dar o să încerc să mă adaptez, o să încerc să mănânc la fel de corect, să încerc să fac cardio, să mai fac niște exerciții pe aici prin casă, niște flotări, niște genoflexiuni, văd eu ce fac. Dacă sunteți curioși ce o să fac săptămâna viitoare, nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul de notificări pentru a vedea primul clipurile mele. Dacă mă susțineți și sunteți alături de mine, nu uitați să lăsați un like și un comentariu, pentru mine mă ajută foarte mult. Ajută foarte mult cu algoritmul YouTube-ului și astfel clipurile mele vor fi recomandate la alte persoane și aceștia vor vedea transformarea, vor vedea clipurile, vor deveni mai deștepți, vor înțelege ceea ce trebuie să mănânce, ceea ce trebuie să facă, vor prinde încredere în ei și vor face și o transformare poate mai șmecheră decât a mea sau pur și simplu vor avea o viață mai sănătoasă. Iar dacă vreți să mă susțineți financiar, nu uitați să faceți o comandă pe site-ul meu www.mieretv.ro, pentru că acolo găsiți cele mai șmechere produse apicole, aveți zeci de reduceri la o grămadă de produse, plus suplimentar încă 10% la următoarea comandă. Până data viitoare, spor la slăbit, eu sunt Otto, nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole. V-am pupat! Ciao!